Primul spectacol desfășurat în manejul mic al circului de la Chișinău a avut loc în această seară. Peste 300 de spectatori au avut parte de o sărbătoare de neuitat. M-am simțit copil. Cred că 20 de ani în urmă am fost ultima oară la circ și de fiecare dată rămân surprinsă cât de apropiată este această artă tuturor oamenilor, de toate vârstele, de toate genurile, de toate profesiile. Aici a existat foarte multă dăruire, foarte mult entuziasm și rezultatele se văd acum. Să ne bucurăm cu toții de aceste rezultate. Меня радость вообще переполняет очень сильно, да? Меня больше радует, что люди пришли и они радуются этому всему, потому что на сегодняшний момент молдавского цирка не существовало 11 лет как такового, да? И мы сделали добро людям и открыли малую арену. Это первая частица для открытия большой арены. Я думаю, что в дальнейшем все будет хорошо, и мы открыем все-таки нашу молдавскую арену большого цирка. Scenariul spectacolului de circ, care se va desfășura până la finele lunii iunie, durează 2 ore. Copiii prezenți la spectacol au rămas încântați de artiștii circului. Ți-a plăcut spectacolul? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Plăcut foarte tare. Ne-a plăcut cel mai mult acrobata. Dansul. A fetiții. Și vei mai veni la spectacol? Dansatorii, acrobații și ciclovnul. Chiar am simțit o nostalgie în perioada când eu eram de vârsta ei și mai mare. Deci veneam chiar des la circul care era cu adevărat circ. Și chiar le-am simțit lipsa un timp. Această seară a fost foarte multă lume, este un spectacol bine gândit și cred că merită de făcut și sala mare. Chiar dacă există speculații cu privire la prețul unui bilet la spectacol, părinții consideră că acesta este unul accesibil. Și merită banii sau nu? Da, se merită. Așa că până la sfârșitul verii, celor care de acasă mai au timp să se gândească și să vină la spectacol. Lucru care s-a muncit aici și lumea acum a depus efort, deci eu cred că se merită. Până la redeschiderea sălii mari a circului, copiii și părinții acestora pot vizita manejul mic, unde au loc spectacole cu acrobații, clovni și iluzii.